Îi spun un bun regăsit invitatei mele de azi, dr. Daniela Ionescu, medic primar ORL. Mă bucur că ați revenit la Sănătate cu Prioritate. Mulțumesc pentru invitație și eu mă bucur că am revenit în această emisiune. Sper ca prin prezența mea aici să aduc un plus de importanță specialității pe care o practic, pentru că este specialitatea porților de intrare în organism, nasul, gâtul și urechile. Și sper de asemenea ca prin prezența mea, prin mesajele la care poate răspundem, să ajutăm cât mai mulți oameni cu răspunsurile potrivite, așa încât ei să-și regăsească sănătatea. Vin tocmai după un live pe Facebook în care am avut foarte mulți mulți pacienți, da, le-am răspuns întrebărilor, așa că sper și acum să le vin în ajutor. Deci ați făcut încălzire înainte de această emisiune și subiectul acesta mi se pare foarte actual. Întotdeauna durerea de ureche a fost și este supărătoare, este cumva înfricoșătoare dacă apare la copil, în special părinții sunt foarte speriați pentru că urmează zile întregi de durere și vrem să scăpăm, vrem să știm cum să acționăm din start în momentul în care începe să ne doare urechea. Vorbind despre otite, am spus la început că apare atât la copii cât și la adulți. Este preponderent la copii și mai puțin la adulți sau nu este o regulă? Otitele reprezintă inflamația urechii. Urechea are partea externă și vorbim aici despre conductul auditiv extern și aici avem otitele externe. Otitele externe sunt frecvente la adulți, conductul auditiv extern și otitele medii. Inflamația urechii medii, otitele medii sunt frecvente la copii. Otitele externe apar în special vara sau în orice anotimp legat de umblatul în ureche, de cele mai multe ori cu bețișoare, de traumatizarea conductului. Otitele medii apar la copii în legătură cu infecțiile respiratorii și în special cu înfundarea nasului, pentru că cheia urechii este nasul. Urechea medie se inflamează prin trompa lui Eustachio, cea care face legătura cu nasul. Deci dacă nasul este înfundat, aerul nu mai intră să aerisească urechea medie și atunci apare inflamația. Sunt foarte dureroase, foarte supărătoare, reprezintă, cred, urgența numărul 1, atât la adulți cât și la copii, pentru că pacienții nu știu ce să facă și în special la copii este îngrijorător, atunci sună imediat și vin la medicul orelist. Adică e foarte bine că există această durere pentru că întârzierea tratamentului cred că nu este binevenită cumva. Sigur, nu este binevenită. Otite. Tratamentul trebuie început cât mai repede. În otita externă, tratamentul local. În otita medie, tratamentul nasului și tratamentul pe cale generală. Deci în funcție de unde este localizată problema și tratamentul în consecință. Care sunt simptomele? Că bănuiesc că nu orice durere înseamnă început de otită. Poate că mai sunt și alte patologii, zic și eu. În otita externă doare urechea, se umflă, începe să curgă. Durerea este insuportabilă în momentul în care se inflamează, în momentul în care se inflamează atât de mult conductul și apare stenoza de conduct, durerea este foarte mare. Iar tratamentul cel mai important în această situație este tratamentul local. Dacă nu se face tratament local și nu se pune ceva în ureche ca să mențină picăturile pe care le punem cu antiinflamator în contact cu zona inflamată, tratamentul pe cale generală nu prea are valoare. Deci aceasta este otita externă. Poate să curgă urechea, poate să se inflameze și pavilionul, se inflamează uneori ganglionii sateliți, apar adenopatii subauriculare, preauriculare. În otita medie, întotdeauna avem o problemă cu nasul. Apare în contextul infecției respiratorii, doare urechea mai puțin decât în otita externă, dar sunt simptomele infecției respiratorii, cu nas înfundat, cu secreții din nas, cu sau fără febră, dacă e vorba de copii, copiii fac febră,
Deci cam acestea sunt simptomele. Dacă există febră, înseamnă că se complică lucrurile la ureche? Da, înseamnă că este ceva mai grav și sigur pacienții, părinții copiilor se îngrijorează când apare febra și copilul plânge că îl doare urechea și vin urgent la medicul orelist. Asta este bine, să ajungi la medic este salvator de-a dreptul, însă în practica de acasă există anumite tratamente pe care părinții le oferă copiilor înainte de a ajunge la medic și mă gândesc că poate îngreunează vindecarea unei otite sau poate o complică. Ce lucruri nu le-ați recomanda pacienților să le facă acasă atunci când au dureri de urechi? Mai mult adulții, să știți, nu? Părinții nu prea se bagă, sunt destul de reticenți la tratamentul urechii, vin repede, deci pentru părinți percepția este că durerea de ureche la copii e o problemă foarte gravă și vin. Adulții fac tot felul de lucruri care sunt ne la locul lor, spre exemplu își bagă un cățel de usturoi în ureche sau își pun ulei cald. Nu este bine că un cățel de usturoi în ureche produce o inflamație și mai mare și este foarte greu de scos. De asemenea, uleiul cald nu are nicio valoare. Prin urmare, durerea de ureche obligă pacientul să vină la cabinetul medicului orelist. Vorbeați despre cauzele apariției otitelor și printre acestea ați menționat bețigașul de urechi, acela pe care îl folosim foarte mulți dintre noi. Este bețigașul igienic pe care îl folosim noi să ne curățăm foarte bine urechile. Îl recomandați cu prudență sau nu îl recomandați deloc? Eu nu îl recomand deloc, pentru că în experiența mea de 22 de ani de ORL, cea mai frecventă cauză a otitelor externe este umblatul cu bețișorul. Eu nu recomand bețișorul. Nu este bine să se facă toaletarea cu bețișorul. De ce? Pentru că se împinge ceara, deci ceara se secretă undeva în partea externă a conductului. Cu bețișorul, care are diametrul cât conductul, nu facem decât să împingem ceara în interior și să facem un dop care este foarte greu de scos și să traumatizăm conductul și pacienții vin cu otite externe din acest motiv. Deci eu nu recomand deloc bețișorul. Recomand toaletarea urechii cu prosopul simplu după baie sau cu o compresă sterilă la copii pusă pe degetul mic, așa le spun mămicilor. Curățați urechea, puneți o compresă sterilă pe degetul mic și curățați în exterior numai cât se vede ceara. Secreția de ceară este fiziologică, este normală, nu avem cum să o împiedicăm. Nu avem cum să o prevenim. Din contră, cu cât curățăm mai mult, cu atât secreția de ceară este mai abundentă. Și ne ajută cu ceva această secreție? Adică este importantă? E importantă că protejează urechea să nu ne intre gâze, diverse insecte, să nu intre praf, să nu intre corpi străini. Deci ne protejează urechea. Corpii străini se opresc în secreția aceea de cerumen. Deci acesta este rolul. Deci nu recomandați deloc bețigașele de urechi? Eu nu. Și dacă urmăresc telespectatorii și au acest element ajutător în toaletarea urechilor în baie, bine ar fi să scape de ele cât mai curând. Bine ar fi să scape de ele. Eu și familia mea nu folosim. Mă dau exemplu, ca să zic așa, n-am avut niciodată o problemă legată de nefolosirea. Și nu numai asta, experiența mea de 22 de ani vis-a-vis de otitele externe legate de umblatul cu bețișor. Mă gândeam și la, nu știu dacă este o, mereu s-a discutat despre asta, despre curent. Este curentul românesc, să spun, de vină pentru anumite otite, pentru copiii care stau poate lângă un geam deschis, în mașină, în timp ce mașina merge, sau aerul condiționat. Sunt elemente, factori favorizanți? Dacă expunerea este directă și bate aerul condiționat foarte aproape de ureche, da, poate să apară o inflamație a timpanului, care se numește miringită, deci o formă de otită, poate să apară, bineînțeles. Pe lângă asta, diverse nevralgii, dureri pot să apară.
Am înțeles. Deci e nevoie să avem nevoie să avem un pic de atenție, adică nu ne expunem direct, nu punem aerul condiționat pe ureche, mai ales la copii. Deci avem puțină grijă și atenție de acest lucru. Ați spus că aveți o experiență de peste 20 de ani. Asta înseamnă foarte mult și v-am să vă întreb la nivel de tratament. Cât de mult s-au modificat felul în care se tratează astăzi otitele? Nu știu dacă s-a modificat foarte mult. Ce am observat eu și am mai spus și repet acest lucru, este foarte important tratamentul local. Tratamentul local al urechii în otita externă și tratamentul local al nasului în otita medie. Local, deci nu există tratament medicamentos. Da. Cât de mult recomandați sau lăsați portița deschisă către cele, nu știu, naturiste, produsele acestea naturale sau din natură? Folosesc produse naturale dacă nu este o otită foarte gravă la copii, da, folosesc uleiuri esențiale ca și antiseptic, folosesc combinații de uleiuri esențiale, sunt siropuri antiseptice pe bază de uleiuri esențiale ca tratament pe cale generală sau antiinflamator local. De cele mai multe ori pun un tampon în ureche și în otita externă și în otita medie, un tampon îmbibat cu antiinflamator. Sunt picături cu antiinflamator. Vedem imagini cum dumneavoastră consultați și copii, dar da. și adulți. Vreau să vă întreb cum decurge o consultație. Poate că sunt pacienți cărora le teamă, poate să vină chiar la un control de rutină. Și aici aș vrea să ne povestiți cum se pune diagnosticul, ce se folosește, este un consult dureros sau dimpotrivă? Nu este un consult dureros. Folosim instrumente specifice și aici cred că pot să vă arăt din geanta mea de consultații la domiciliu. E geanta cu care noi mergem la consultații. Faceți la domiciliu. Da, avem și acest serviciu pe care l-am inițiat în pandemie, pentru că atunci am observat că este nevoie. Deci acesta este speculul de ureche. Este o pâlniuță. Ne uităm în ureche cu lampa pe cap, focusăm și vedem urechea. Speculul de nas, la fel, ne uităm în nas. Mai folosim uneori și otoscopul pentru ureche. Deci instrumentele nu sunt dureroase, nu provoacă durere. Mai mult pentru medic, să vadă cât da, mai bine să vedem, ce pentru există că acolo. Noi examinăm niște orificii foarte mici și atunci trebuie să focusăm lumina prin aceste instrumente. Nu provoacă durere. Când am copii de examinat, le explic înainte. Uite, acum ne uităm la ureche, ăsta punem pâlniuța, nu te înțeapă, nu te ciupește și încercăm pe mână întâi să se obișnuiască și totul decurge, zic eu, în regulă. Eu mulțumesc foarte mult pentru ideea pe care ați avut-o de a încerca să oferiți un consult unui pacient, să spunem, care a avut bunăvoința să ni se alăture aici în emisiune și dumneavoastră să ne explicați cum decurge un consult ORL. Doamnelor și domnilor, să știți că este foarte important să mergeți cel puțin o dată pe an, pentru că așa am discutat cu doamna doctor, am întrebat dacă medicii dentiști recomandă prezența la sau vizita la cabinet o dată la 6 luni pentru detartraj, pentru tot felul de pentru a vedea dacă n-au apărut o carie sau alte lucruri care necesită tratament, la fel și în cazul tratamentului, în cazul cabinetului ORL, avem nevoie să venim la un consult de rutină. Nu așa? Adică o dată pe an, chiar dacă nu ne doare urechea, chiar dacă nu avem niște simptome care să ne trimită la cabinet,
poate că ar fi bine să venim la un consult. Este bine. Este bine de făcut un consult o dată pe an, vis-a-vis de otite și vis-a-vis de secreția de cerumen. Eu recomand pacienților să vină la un consult ORL înainte de a pleca în concediu, pentru a nu avea surpriza că fac o otită externă când sunt la mare sau când sunt în vacanță. Și atunci recomand vara să vină pentru toaletarea urechii la cabinet. O dată pe an sau la 6 luni, dacă sunt pacienți care au o secreție mult mai abundentă de ceară și au probleme legate de acest lucru. Care otită este mai periculoasă, cea externă sau cea internă? Amândouă sunt periculoase. Otitele medii la copii sunt periculoase pentru că pot produce perforația timpanului, pot produce hipoacuzii, deci dacă copilul dezvoltă o otită seroasă, cronică sau recidivantă, din cauza că nu se rezolvă obstacolul nazal, copilul începe să aibă scădere de auz și se gestionează mai greu tratamentul unei otite seroase cronice. Otitele externe sunt periculoase că sunt extrem de dureroase, deci durerea de ureche din otita externă este groaznică. Poate că o să vorbim puțin și de prevenție, însă înainte o să rog un coleg din, de aici din platoul nostru să ne ajute cu recuzita, să aducă un scaun și să o invităm pe pacienta noastră în platou, să vedem ce se poate găsi sau dacă ce concluzii putem avea după un consult de rutină. Poate că noi credem că suntem în regulă, că avem toată sănătatea deplină aici în sfera aceasta ORL. Însă un medic poate să spună alte lucruri. Sperăm să fie cu vești bune astăzi. Bine ați venit! Bine ai venit, Alina! Alina este recepționera noastră. Dacă ne sunați la cabinet, e posibil ea să vă răspundă la telefon. Și în ocazia aceasta a fost de acord să fie alături de noi pentru un consult. Ca și pacient. Să ne încurajeze că la cabinetul ORL, dacă ajungem, iată cum va decurge consultația. Așa, deci examinăm capul și zona cervicală, ne uităm dacă e ceva umflat, dacă doare ceva, dacă doare urechea, dacă e umflat. Examinăm blând, prin palpare, zona cervicală, ganglionii, așa. Cu urechea, să începem cu urechea, că este subiectul de azi. Cum am spus, folosim speculul, punem lumina în dreptul urechii și vedem conductul, vedem timpanul, așa, și dincolo. Avem un scaun care se rotește și putem cât de cât să semene un pic ca la cabine. Până acum, deci, toate bune. Aceasta este otoscopia. Vedem conductul și vedem timpanul. Și în felul ăsta avem informații despre urechea externă, dar și despre urechea medie, pentru că prin transparența timpanului vedem ce se întâmplă în urechea medie. Și putem să punem diagnosticul de otită externă sau de otită medie. Ce mai aveți acolo? Mai avem speculul de nas. Este un obiect... Nu este înfricoșător, este tot un fel de pâlniuță, dar cu un mâner. Deschidem foarte ușor și vedem nasul în interior, structurile pe care le putem vedea sunt septul și cornetele nazale inferioare și mijlocii. Dacă avem nevoie de mai multe informații ca să vedem nasul, pentru că nasul are o lungime de 80 cm la adult, mai puțin la copii în funcție de vârstă, dacă vrem să vedem nasul în totalitate și dacă vrem să examinăm corect nasul, trebuie să facem o endoscopie sau fibroscopie și atunci vedem toată lungimea nasului. Care este mai invazivă? Da, nu foarte. Deci fibroscopia se face cu un tub flexibil care e foarte moale. Aceasta o fac foarte repede, în 5 minute, fără niciun fel de anestezie. Endoscopia necesită un tub rigid și acolo punem puțin anestezie ca să,
ca să putem examina. Da, nu e ceva foarte complicat. Asta noi facem de rutină la cabinet pentru că deviza noastră este să punem diagnosticul din prima, adică să facem examinarea clinică cu instrumentele, dar să facem și investigațiile care ne sunt utile pentru a pune diagnostic, pentru ca pacientul să nu meargă la în 10 locuri pentru a ajunge să la o concluzie, la un diagnostic. Pacientul pleacă cu diagnostic și cu plan de tratament. Avem toate instrumentele și mijloacele pentru a pune diagnosticul. Vă felicit pentru felul în care ați gândit să conduceți acest interviu, să fiți aici alături de telespectatorii noștri care poate își pun problema. Cum să fac? Mi-e teamă. Este vorba despre față, ureche, cine știe ce mi se întâmplă. Este un consult de rutină, iar concluziile pot fi bune sau dimpotrivă. Iar dacă nu sunt bune, tot dumneavoastră veniți cu o soluție. Aș vrea să vă întreb, apropo de prevenție, putem preveni otitele? Da, putem preveni otitele. Pentru otitele externe, nu umblăm cu bețișorul, mergem la medic măcar o dată pe an pentru toaletarea urechii de cerumen sau mai des în funcție de cum ne sfătuiește medicul. Dacă suntem un pacient cu un istoric de secreție de ceară mult mai mare, iar otitele medii, la copii în special, avem grijă de nas, de obstrucția nazală. Cum apare o infecție respiratorie cu nas înfundat, încercăm primul loc în care trebuie să facem ceva, este nasul. Trebuie să desfundăm nasul. Și despre lucrul acesta chiar am vorbit într-o ediție anterioară în care ați reușit să ne dați vestea aceasta bună că nu mai în secolul acesta putem scăpa în 15 minute de nasul înfundat. Da. Vă salută telespectatorii de Sănătate cu Prioritate și vă mulțumesc pentru emisiune. Mihaela Ștefan are o întrebare pentru dumneavoastră. Dacă pocniturile unei în ureche pot avea drept cauză o afecțiune sau poate fi vorba despre o boală circulatorie? Menționez că urechea nu mă doare, nu am febră și nici nu-mi simt urechea înfundată. De vreo 2 luni îmi simte o păcănitură în urechea stângă și stau și mă gândesc dacă e cazul să merg la un medic fără să risc să fiu diagnosticată cu ipohondrie cronică degenerativă. Deci este cazul să vină la medic. Pocnituri în ureche pot să apară deci dacă ele sunt când mestecă, sunt legate de o problemă în articulația temporomandibulară, iar dacă nu, pot să fie legate de o problemă de obstrucție nazală, deci disfuncția tubară, adică probleme care pot apărea la intrarea aerului spre ureche prin trompa lui Eustachio, deci aceasta este disfuncție în funcționarea trompei lui Eustachio, poate să dea această simptomatologie. Deci trebuie văzut la cabinet, pus diagnosticul. Ei bine, doamnelor și domnilor, nu întârziați să mergeți la un cabinet. Astăzi ați văzut așa un fel de primirea medicului, primirea pacientului de către medic în cabinetul Orele. Am încercat să avem cât de cât elementele care se regăsesc în cabinetul Orele. Vă mulțumesc foarte mult pentru toate aceste indicații, toate aceste sfaturi și recomandări, astfel încât să încercăm să prevenim pe cât se poate otitele și alte afecțiuni ale urechii sau din sfera orele, care ar putea să ne dea bătăi de cap și dureri mai ales. Mulțumesc și eu pentru ocazia de a vorbi aici. Sper că am fost de ajutor sau că voi fi de ajutor dacă pacienții mă vor solicita la cabinet.